Dragii mei, Hristos a înviat! Să ne alegem ouăle! Hristos vreau a să înviat! Vedeți ce culori panchiste avem anul ăsta. Ești. Eu mi-am ales culoarea asta, astea să-mi aleg ou cel mai ciocănitor, care să nu se spargă. Elena, ce ți-ai ales? Pink, normal. Tataie, ce ți-ai ales? Roșu. Vezi că s-ar putea să iei apă cu ăsta. Vreau să vă spun că vă iubesc și că... Aici avem iepuraș, flamingo, ouă, vin roșu, sângele Domnului. Tataia, trebuie să spui și tu niște vin în pahar. Hristos a înviat, dragii mei români! Hristos a înviat! Hristos a înviat, Hristos Elena! A înviat. Elena, zi! Adevărat a înviat! Adevărat trebuie să răspunzi. Hristos a înviat? Adevărat a înviat. Acum. Hristos a înviat? Adevărat a înviat. Hristos a înviat? Adevărat a înviat! Și acum să ciugnim ouăle. Să-mi aleg partea cea mai ciocănitoare. Nu, Elena prima dată. Elena? Stai, tu trebuie să dai cu ciocul și trebuie să stau cu partea asta. Trebuie, aștept să câștig. Și eu! Tu ai să pierzi. Ok, like always. But I'm used to this. Cioc, cioc, cioc. Hristos a înviat, trebuie să zici. Hristos a înviat. You lost it încă o dată. Another chance. Nu, ia cu vârful. Așa, da, da, da. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Vă zic eu că această culoare panchistă va câștiga anul ăsta. Ia, Elena, mai ai șanse să alegi între. Mai un roz din ăsta, mai purple. Acum dau eu, stai. Ăsta oricum s-a terminat omul ăsta. Ce n-a pus atât de stresat, săracul, că o să se spargă. Dar eu... de ce? Trebuie să stai cu partea rotundă. Nu. Asta e trișare, tătaie. Nu. Întotdeauna ai pus să trișezi și mama are dreptate că ai trișat. Dar așa sunt bărbații, trișează. Nu? Elena, Hristos s-a înviat. Elena... Hristos a înviat. Zi, mă. Hai că dau eu acum. Lasă că Z. Z înseamnă zi în limba română. Z înseamnă zi. Z e un regionalism, nu? Z. Mamă, de ce ăsta? I'm gonna worship this egg. Nu mă distruge. Ok. Bine, ok. Hai. Hristos a înviat. Yes, baby! Yes, v-am zis, l-am ales dintr-o mie. Priviți, mai aveți o șansă, copii? Alegeți! Cine dă mai mult, je sunt fair! O, ăsta, vă rog frumos să nu vă atingeți. Hai, mă rog! Pune una alta, pune și... Uite-ți. Mă credeți că dar m-am așteptat momentul ăsta. Dă cu vârful, În momentul ăsta cu ouăle, pentru că am ouăle astea făcute de joi, ca și că așa se fac de joi. Și eu păstrez tradiția gen. Și aici e maestru Adrian Enescu, pe care îl ascultăm în această seară. Să ascultați albumele lui și, bineînțeles, și albumele mele, primele mele albume. Și cărțile mele să le citiți. Da, corect. Cu cărțile mele de azi. Sunt și un bet scribble. Ok, ăsta nu știu, n-aș mai da cu el, că acum el e stresat. Acum dă voie. E un care terminat. Dă voie și întoarce să dea și ea. A, ți-ai ales din asta? Da. A, ok. Hai. Bine. Hai, dă-i. Ardu. Hai. Hai, tătai, că mergi, nu te gândi că nu mergi. Dă-i. Hristos a înviat, zi. Adevărat a înviat. De ce stau? Doamne Dumnezeule! O să-i fac, nu știu, o să-i fac... Deci nu, ăsta nu mai... Nu, deci nu... Bine, ok, mai încercăm încă unul. Tataie. Fiți atenți cum acest ou, indiferent în ce poziție stă, dragii mei, acest ou este un ou. Nu, tot cu ăsta. Ia blă. Nu e corect. Ia blă, ia altă. Nu, ăsta, nu mai am dat și tu. Hristos a înviat. Ok. Da, dar gândiți-vă că a rezistat la 10 ture, săracul, până a făcut knockout. Acest ou... Ce? Nu e campion?
O să-l desfac chiar în fața voastră. O să pun, nu vreau să murdăresc față de masă, gen. Îți dau și ție un pahar, da? Tătaia? Ok. Nu mai sunt pahare. Ok, ți-am găsit și ție. De-abia aștept să mănânc acest ou, pe bune. De obicei îl mănânc cu sare, dar... Da și mie o gură de ce? O șervețel. Na. Tătaie! Tătaia a băut înainte de înviere. Da, deci pentru Domnul nostru Iisus Hristos, sângele Domnului este în acest genial, deci nu vă spun. Tătaia n-are voie să bea, dar oricum face excepții în această seară. Noroc, tătaie, te iubesc, je t'aime. La fel. Ești liberi. Și pe mami. Și pe mamaia care este în izolare. Și fratele meu e în izolare. Și de fapt și noi suntem într-o mare Shalom. Izolare. Shalom! Elena! Shalom! Stați un pic, avem și muștar. Mie îmi place să mănânc cu sare, într-adevăr. Dar... Oh, unde-i muștar? Unde-i... Doamne, iartă-mă, e muștar. E pe partea asta. Da, avem un frigider cu multe părți. Și când sunt prea multe părți, știți cum e? Nu mai știu pe ce parte să o iei. Dacă înțelegeți. A, să aducem și cozonac. Tătaie, vrei cozonac sau pastă? Ai două, două opțiuni. Și. Acest muștar românesc, care e cel mai de așa handel muștar, dar Handel este un compozitor clasic. Ok, o să pun puțin muștar. O coadă de cutie. O coadă de cutie? Ok. Ce mai doriți, domnul Groza? Priviți. Mama, eu o să faci? Pun și puțină sare. Mama se uită? Hai mă, mama cui? Mama mă. Mama noastră, mama. Doamne. Am mâncat o fierte. Hai, dacă nu sunt ouăle astea de Paști, nu există. Tătaia, vrei muștar sau sare? Muștar. Mamă, eram sigură. O linguriță. Îți dau puțin, că mai e așa ca la Paris. Gata. O stea Michelin, ou cu muștar de la Tecuci. Că ăsta e cel mai bun muștar, copii. Mai mișto decât ăla de Dijon. Prieteni, niște deci. Cozonac unghi. Îl aduc acum, e și el. Și pastă. Aoleu. Am așteptat să mănânc acest ou, nu vă zic, de câteva zile. M-am mai pus gura pe un ou. The perfect, the magic, cozonac. Da, se spune că... Mulțumim pentru lumină. A venit de două ori un domn de la poliție să ne aducă lumină. Și s-a simt lumina și a venit înapoi, s-a dus-o ea. Deci putea să o aprindă cu o brichetă, gen. Mă înțelegi? Și el a fost foarte mișto. Să luăm un fund. Să punem acest cozonac. Acest cozonac este. Stai puțin. Nici nu te dai seama pe cine am pus. Ia, dă puțin mai tare! Pe Schoenberg. Oh my god, dă puțin mai tare, please. Please. Dar nu vreau să... Unița Music, tătaie, vezi? Deci, în același timp, facem niște scoici. Știu că nu e genul de mâncare pentru noaptea de înviere, dar erau acolo și nu vreau să se strice. Știți cum e? Când ești în carantină, vrei să mănânci tot ceea ce ai în frigider. Tata așa face, e foarte... Oh, wow! Și asta e pască! Pască! Îți
spălăm acest cuțit. Aici avem mielul care va fi pus mâine dimineață, pentru că acum sunt la pizandat. Oh, nu te cred, dă puțin mai tare, deci Elena, muzica asta este so real. Oh, nu se putea. Deci Elena e cel mai tare DJ din lume. Elena asta este pasta! E cu rahat, cu nucă, cu cacao. Oh. Hristos a înviat. Mulțumim, Doamne, pentru darurile tale. Și pentru acest cozonac care este perfect. Nu se poate. Deci mai... Nu. Ce pot să mai visez la un cozonac decât... Uitați-vă puțin ce... Tata e nebunit. Așteaptă de nu știu când să mănânci o felie. Prins, tataie. Prind-o. Cu această muzică de... Schoenberg! Schoenberg! Să luăm și niște pască. Ca să fie treaba. A, mâine seară de la 7, cu ajutorul lui Dumnezeu, concert extraordinar de Paști. Dana și Agurida. E prea tare muzica. Dar câteodată muzica trebuie să fie prea tare. Da. Că dacă nu e prea tare, nu e mișto. Gata? Da, gata. Să încercăm această pască! Astrology sometimes. O să iau cu mânuța. Canidia totul se mănâncă cu mâna, dragii mei. Și se pare că... Smell of Easter. Tataie? No. Asta e. Asta e parul tău. Nu, asta e nu. Știu. Și ăla e ouul tău. Da. Și ăsta e paștele nostru. Elena, așa cumva... Da, cumva, chiar clar. Un altfel de paște, dar... Fata mea. Tatăl meu. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat, vă iubesc. Și vă aștept mâine seară pe YouTube și pe Facebook și pe Instagram, în direct. Loredana și Vlad Agurida, concert extraordinar de Paște, de pe albumul nou și multe alte surprize, special pentru voi. Vă iubesc!